Monica Macovei nu se dezminte. Mesaj dur, în zi de sărbătoare, se compar meconductorii României cu micimea sublinierei nevolnicii a celor de azi. Celebrarea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România a fost consemnat, cei drept, cu un mesaj ceva mai dur, sublinierei de fostul ministru al Justiției. Monica Macovei vine cu un atac dur, pe pagina ei de Facebook, la adresa fostului presubliniere-dinte sublinierei fost lider al PSD, Ion Iliescu. Însă nici conductorii de astăzi nu sunt scutici de cuvinte dure. Să ne uităm în istoria noastră, la conductorii de acum 100 de ani, care au vrut i-au luptat pentru o Românie mare și puternic, i se îi comparme cu micimea, nevolnicia și lipsa de dragoste de ara conductorilor de astăzi, scrie Macovei. Tot ea susține însă că acesta este momentul oportun pentru a face pas sublinierei spre unirea cu Republica Moldova, de sublinierei, mai menționează ea, drumul este greu de sătărăbetut sublinierei plin de piedici. România aflai de o parte și de alta a prutului numre astăzi 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Îi suntem toți separați de prut, pentru ce, în 1990, Ion Iliescu a decis în numele poporului, dar fere să spun poporului, ce nu este nevoie de unire. Atunci, românii de pe ambele maluri ale prutului voiau unirea. Astăzi, tot mai puțin. De ce? Răspunsul e simplu. Haidei să ne uităm în istoria noastră, la conductorii de acum 100 de ani, care au vrut i-au luptat pentru o Românie mare și puternic, i se îi comparme cu micimea, nevolnicia și lipsa de dragoste de ara conductorilor de astăzi. Se reflectme la ce naiune am fost la conductorii patrioi, cu valori morale și cu viziune pe care i-am avut la unirea cu Basarabia și Transilvania și unde am ajuns astăzi, la conductori care ne fur, ne vândi sunt nepsetorii fa de oameni iar. Cât am condus delegaia UE Republica Moldova, au fost scoase vizele, a fost semnat acordul de asociere cu UE, iar Basarabia mergea cu pași repezi spre Europa. Acum, lucrurile merg prost. Pentru mulți politicieni români, INU-ul a devenit numai un bazin de voturi pe care se bat. Ar fi păcat să ratme un alt moment. Ar trebui să începem să facem pași unice treali, pentru ce avem un drum greu de sătărăbetut, plin de piedici, de la propaganda influiena rusească, până la politicieni din ambele, care par ce s-au supus sine au supus lui lor, scrie Monica Macovei pe Facebook.